Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou vlog de pe acest canal. Astăzi cu mine puteți observa, filmez cu cloșca și cu celelalte găini. Așa. Micuțul acela e șchiop, dar nu înțeleg din ce cauză. Poate că l-a călcat ea sau habar n-am. Vedeți? Dar e foarte frumos, foarte închis. Stau mai așa pentru că ieri am scos toată ziua afară, a fost foarte, le-a plăcut foarte, foarte mult. Acum, nu, ar vrea să iasă, dar o să-i las mai încolo. Așa, aici au mâncare, granule, le-am pus lucea din asta. Am mai avut aici, am zis că le pun, apă, acolo piatra aia am pus-o în vasul cu mâncare să nu îl varse, dar nu. Asta este, uitați cloșcuța, foarte bine are grijă de ei, din câte am văzut, unul sau doi spre albastru. Ieri când i-am scos m-am uitat la ei, am o 2 săptămâni. Destul de frumos. Și aici la ăștia le-am pus. Ăștia n-au zgurmat că n-au avut când că i-am lăsat afară mâncare. Le-am pus. Aici au destulă. Încerc, dacă bine puteți vedea, să le dau mai mare făcută, să se obișnuiască. Le-am pus și grâu aici, bine puteți vedea. Am pus grâu, văd că ori mai mâncat, le-am pus un pumn de la sănătos. Deci, așa. Avem golaș aici pe cuibar, pe acțiune. Aici am făcut fac niște modificări. Vedem, m-am spus, dacă ne iese socoteala. Cocoșul ăla cu coada albă l-am tăiat mai înainte. Ăsta urmează. Și pe ălălalt nu-l văd, dar îl mai lăsăm un pic. Aici o să betonez. Și cred că îmi fac la păsări. Ăștia trebuie să-i duc de aici și masa. Da, o să vedem noi. Bum. Or sta lucrurile. Aici golașa, una cu coada albă, ca și cocoșul, moțata, cocoșul ăsta, cealaltă golașă, stați să le dau un pic afară să... să le vedeți. Găinile mari, alba și-au revenit, nu știu dacă v-am spus, dar odată bunica mea, când am tăiat lemnele, o dat cu un lemn din greșeală pe ea, adică pe picior, că s-a băgat efectiv între noi. Ia uitați, nu știu cum să le mân, să le vedeți. No. Dus. Și haideți că vi le filmez pe astea. Aici cocoșul, pe bătrânul cu găina lui. Aici bătrâna. Uitați acolo și puicuța. Uitați pe... Asta ce fain s-a făcut. E, pe asta... Pe porțelană s-a făcut foarte faină. Și cocoșul bătrân. Mă că nu pârlesc. Și aia văd că începe să ne pârlească. Bătrâna nu știu ce face.
cred că ori o năpârlit, ori urmează. Acolo, ăla, ia stați. Vedeți, cocoșii se înțeleg, sunt buni pe creastă, ambii, numai bătrânelul ăsta, parcă un pic e mai atrăgător, dacă ar termina de năpârlit. Așa, numai că are o problemă de când se bătea cu ceilalți cocoși și are un bănuț, nu știu dacă se observă. Ăsta e un pic mai mic decât celălalt, dar poate și-a revenit. Așa. Aici o cloșcă, nu o cloșcă, o găină, mă. Câinii și ei aici. Aici am pus toate scândurile și astea, ce-au fost acolo, cățeaua, Rex. Aici și găinile, mai înainte a fost și cocoșul ăla mai micuț aici. Nu știu unde s-a dus. Prostul ăsta s-a încărlibat iar azi noapte, ieri l-am descărlibat de aici, dar nu știu ce. Aseară ori lătrat amândoi foarte tare, cred că a fost ceva, nu știu, mă gândesc, ceva câine sau habar n-am. Îl descărlib imediat, numai să termin vlogul. El de obicei când vede ceva se agită tare și tot sare că s-ar duce, da. Și așa se încărlibă. Păi că asta despre jmitare, dragă, sunt foarte fain, sunt cam cât pumnul, sunt aia mai mici, aia de 2-3 săptămâni, aia din linia din Germania, dar sunt frumos și aia. Uitați, puicuța aia. Am zis că o țin, pe asta de splash. Aia este una mare acolo și poate aia pe negru și cocoșul. Da, cam atât a fost cu acest vlog. Eu am fost Alex, ne vom vedea pe data viitoare. Pa, pa!